acțiune! Sar pe canapea! Dă volumul la maxim! Începe show-ul! Începe prețul cel! Bravo, bravo, dragii mei! Da! Așa vă vreau, sunteți în formă maximă în această seară! Numai așa se iese la interval pe aleea câștigurilor ca un star! Vreau să vă întreb așa, care este visul dumneavoastră cel mai mare? Este câștigul? Da! E, acum să trecem la cei pe care îi vom invita, primii patru concurenți acolo în față. Și începem cu doamna Cristina Petcan! Doamna sau domnișoară? Domnișoară. Domnișoara Cristina, mă bucur foarte mult că ați venit la noi. Cu ce vă ocupați, doamna? Sunt secretară. Op. Frumos, așa pe tocuri, cum vedem în filme? Da, exact. Da. Îți dorești să câștigi? Ce ți-ai dorit cel mai mult? Aole, păi am venit după atâtea premii. Ce ți-ai dorit cel mai mult? Păi nu știu, o excursie. Bun. Un laptop. Bun. O bicicletă pentru soțul meu, pentru că vreau minți. Sunt domnișoară. Și ceva pentru copii, nu știu. Ceva pentru copii. Ceva. Câți copii aveți, domnișoară? Doi. Doi copii? Da. Să vă trăiască, Doamne ajută. Baftă mult, îți doresc. Yes! Opa! Bun! Mergem mai departe. Avem o doamnă, vom invita un domn în arenă în această seară, doamnelor și domnilor, Andrei Vrabie! Domnul Andrei, bine ați venit, domnul Andrei Vrabie! Aveți un look foarte artistic, așa vă ocupați cu partea artistică? Din când în când, da. Ce vă place să faceți? Pe Moș Crăciun, e preferatul meu. Minunat, aștept să vină acum iarna și intru în priză. Andrei, mult succes! Mult succes, baftă! Mergem mai departe și invităm în arenă pe cine? Hai spune cine? Da, știu pe cine! Mihaela Răchită! Mihaela! Da, foarte tare! Sărut mâna, Mihaela, și bine ai venit! Bună seara, bine te-am găsit! Foarte fericită te văd! Bineînțeles! Foarte mult îți doresc! Yes! Da, atitudine foarte bună! Și menținem așa ritmul, rămâneți cu aplauze, pentru că în arenă, domnilor și domnilor, intră Lia Sniatovski! Sniatovski, Lia! Bine ai venit, Lia! Servus! Servus, opa, de unde sunteți? De la Coloș, Varoș. Da, cine? În Cluj. Ah, Cluj, mă sărise inima, nu știu că ați venit din Germania. Coloș, Varoș, nu sună nemțește, sună mai mult ungurește. Bun, eu îți doresc succes, Lia, și să fie cu câștiguri. Bravo, bravo, bravo! Avem o garnitură minunată! Toți cei patru concurenți ar și sunt plini de viață și veseli și fericiți. Ei, acum, în aplauzele dumneavoastră furtunoase, omul care aduce ploaia de premii, Liviu Vârciu! Bună, Ramona! Noi ne luăm în brațe că suntem vaccinați. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bată-vă norocul să vă bată pe toți! Pac, 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 pac! Să fiți sănătoși, fericiți, bucuroși și pe tine, mai ales pe voi aici în față, pentru că sunteți norocoșii noștri din această seară. Of, sunt gata de luptă să mă bat cu prețurile. Prețuri care, ce credeți, sunt în creștere. Și am auzit eu o vorbă că vor crește și mai mult, și mai mult, și mai mult. Auzi, ne scumpesc încălzirea electrică, e ceva. Dar românul, prin natura lui, să știți că este obișnuit cu greutățile, cu toate că se plânge. Bă, e greu tare la muncă, salariu mic, na. Îmi dă 100 pe zi, mă trezesc dimineață, am șeful ăla, nu-l halez deloc. Dar poți să ai norocul și să nu crești așa ușor, ușor, de la 100 la 150, la 175, la 200, ci să dai un tun la prețul cel. Ăsta e momentul și ăsta este locul unde puteți să vă schimbați norocul, cumva să vedeți abracadabra. Pac, 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 ți-am umplut casa cu o grămadă de lucruri frumoase, mai ales că avem și mașini acum. Mai nou avem și apartamente.
Liviu, Liviu, se cere prima licitație. Ai început tare, ai urcat, m-a luat inima. Să nu mai zic? Nu, 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 nu mai zic. Bine, nu mai zic. Noi avem visteria plină, dar nu da din casă chiar așa de tot. Bine, prima licitație din această seară începe momentul de față. Deschidem ziua de azi cu licitație pentru două căni. Ia uite. Una și una. Adică nu sunt două căni oarecare, sunt pentru un cuplu. Iar dacă vă uitați mai atent, o să vedeți că ea este frumoasa, iar el este bestia. Și sunt și eu foarte curios să-mi spuneți cam cât costă aceste două căni frumoase pentru cuplu. Se vând doar împreună, nu separat. Cristina, cât să fie Cristina? 25. 25 îmi spune Cristina. Andrei? 28. 28 îmi spune Andrei. Mihaela? 21. 21 îmi spune Mihaela. Și Lia? 24. 24. 28. Hai, 25. Ia. Da, da, din păcate nu azi. Domnul Andrei cu 28 s-a apropiat cel mai mult de 30. Cât este prețul nostru la această licitație? Ușor, ușor. Vă salut. Semănați cu un personaj iubit de mine, pe care l-am așteptat 28 de ani și n-a venit. Acum vine, bă. Să vină la toată lumea, Moș Crăciun. Nu numai la unii. Bun, nu plecați nicăieri. Sunt cu Santa aici, lângă mine. Vedem cum se descurcă el la prețul cel bun. Domnilor și domnilor, sunt aici în premieră mondială. Până și Santa Claus, Moș Crăciun, Moș Gerilă a venit să joace la prețul cel bun. E o glumă. Doar Andrei este aici alături de noi și joacă socoteala. Important e ce câștigăm noi la acest joc. Câștigăm o mașină de spălat vase cu un design frumos, culoare antracit, capacitate de spălare de 14 seturi, consum redus de apă și energie electrică, silențioasă, doar 47 de decibeli, clasă energetică A++, display LED. Ca să câștigăm această mașină de spălat, domnul Andrei, trebuie să facem o socoteală. Socoteala o facem la produsele pe care o să ne le spun Andrei imediat. Avem un gel de duș din citrice bio. Se știe că tot ce este bio este bun, sănătos și în plus miroase și foarte frumos fiind din citrice. Mai departe, un ulei de sâmbur de struguri. Are un rol antioxidant și contribuie la menținerea elasticității vaselor de sânge. Avem o conservă pentru căței. Pentru că nu-i așa, câinele este cel mai bun prieten al omului. Și dacă noi oamenii mâncăm conserve, ei cățelușii, de ce n-ar mânca? Avem o apă de gură. Apa de gură este pentru noi oamenii, pentru că mâncăm, ne spălăm pe dinți, dar la un moment dat trebuie să ne mai împrospătăm respirația. Și mai avem un pate de ficat de curcan. Am auzit că minimizează efectele nocive ale alimentelor din carne asupra organismului nostru. Da. Domnul Andrei, ia. Ce trebuie să faceți este să... Hai să ne tutuim, că suntem de-o seamă, numai că eu sunt vopsit. În regulă. Și de mi-am acord, dat da, barba jos. Bine, Liviu. Andrei, trebuie să-mi estimez exact cât fac produsele noastre, dar pe rând. Pe rând și că le socotim noi. Dacă îmi depășești cu 10 lei, în plus sau în minus, pierzi mașina de spălat vase. Dacă nu... și ești acolo cu noi, câștigi mașina de spălat vase. Și o luăm început, cu începutul, da? Cât să coste gelul ăsta de duș? Bio. Bio. Nu, undeva al bun. 22. 22 de lei gelul de duș. Îmi spuneți 22, noi o să-l punem acolo pe ecran ca să... îl și socotim. Următorul este uleiul de struguri. Cât să fie? 30 și... nu, 25. 25 de lei. Conserva pentru căței. Cât să fie? Nu, undeva la 15 lei. Undeva la 15 lei.
15 lei o punem. Pateul de curcan. 8 lei, 8 lei. Ficatul și ăsta la altul, la gramajul ăla undeva la 15 lei. 15 lei apa de gură. Și acum să vedem, avem un total de 85 de lei. Și să vedem cât costă ele real. Da? Curios, da. Avem gelul de duș. Aloe vera, e o nebunie. Costă 22 de lei, mi-ați spus. Da. El costă 30. Avem uleiul de struguri. Mi-ați spus 25, parcă. 25, iar el costă 16. Avem conserva de carne pentru căței. Mi-a spus 15. Da. Ea este 5. 5 lei. Avem pateul de ficat, 8 lei, mi-a spus. Avem 10 lei. Ați fost bine aici. 61 și apa de gură 15 lei. 15 lei. E doar 7. Și atunci avem un 68. E diferență mare. E păcat. Și 85. Exact. 20. Păcat. Dar nu-i problemă că sunteți în finală. Cine știe ce faceți în finală? Așa că da, domnul Andrei, stați un pic acolo până când noi reîntoarcem imediat la prețul cel bun. Trebuie să știi cu prețurile. Dacă tot vii la noi, măcar o dată să-ți facă cumpărăturile și cine știe, pleci acasă cu tot ce-ți dorești tu. Nu plecați nicăieri.